Prezentăm în această lecție rezolvarea unei ecuații de gradul 2. Venim astfel în sprijinul elevilor clasei a 9-a și nu numai, în dezvoltarea tehnicilor de calcul în ce privește rezolvarea unor ecuații de gradul 2, oarecum atipice. Și anume, iată, o prima metodă pentru cei care doresc rapid să ridice la pătrat, deci se angajează în acest calcul de ridicare la pătrat, în primul membru, avem de ridicat la pătrat numărătorul și numitorul, la puterea a doua. Da? Vom avea x pătrat minus radical din 5 totul la pătrat, este x la puterea a patra, x la a doua totul la a doua, deci x la a patra, minus de două ori primul ori al doilea, 2x pătrat radical din 5 și plus a doua parte la pătrat. Radical din 5 la pătrat este 5. Totul supra 2 la a doua, deci supra 4. Celelalte rămâne schimbate, elementele. X pătrat minus radical din 5 plus 1 egal cu 0. Continuăm, vom înmulți cu 4 peste tot, deci înmulțim cu 4, să nu avem numitor, eliminăm numitorul în felul acesta și rezultă în continuare x la 4 minus 2x pătrat radical din 5, pe care îl putem scrie și așa, 2 radical din 5 ori x pătrat plus 5 plus, am amplificat aici cu 4, deci 4x pătrat minus 4 radical din 5 plus 4 egal cu 0. Continuăm, dorim să ordonăm această expresie după puterile lui x. Cea mai mare putere este x la 4. Apoi avem termenul care îl conține pe x pătrat. Vom prefera să dăm factor comun aici pe minus 2x pătrat. Deci vom avea minus pe lângă 2x pătrat, deci 2x pătrat, pe lângă radical din 5, da? Minus 2. Deci 2x pătrat pe lângă radical din 5 minus 2, am preferat să și așezăm într-o formă convenabilă acest produs. Apoi reducem termenii asemenea, 5 plus 4 este egal cu 9, deci plus 9, și minus 4 radical din 5 egal cu 0. Apoi încercăm să ne concentrăm asupra coeficienților acestei ecuații, care, mă rog, este de gradul 4, și observăm că 9 minus 4 radical din 5 poate fi scris și altfel. Iată, ne ocupăm deci de 9 minus 4 radical din 5. Investigăm acest lucru. Este egal cu, 9 se poate scrie 5 plus 4 și nu vom ezita să scriem asta. Deci este 5 plus 4, deci minus 4 radical din 5 plus 4. Observăm de ce am făcut acest lucru. Pentru că 5 este de fapt radical din 5 la pătrat minus 4 se poate scrie 2 la pătrat, deci avem două pătrate, iar de două ori radical din 5 ori 2 este chiar 4 radical din 5. Deci vom scrie aici 2 ori 2 radical din 5 plus 2 la 2. Iată, am scris sub această formă, ca să fie clar, faptul că avem de fapt radical din 5 minus 2 totul la pătrat. Vom rescrie atunci și noi ecuația, scriem x la puterea a patra, pe care îl vom scrie x la a doua totul la a doua, minus 2 radical din 5 minus 2 ori x pătrat, plus scrierea lui 9 minus 4 radical din 5, conform la ceea ce am scris în dreapta, radical din 5 minus 2 totul la pătrat, egal cu 0. Se observă și aici formarea unui binom diferență la pătrat. Prima parte la pătrat este x pătrat. A doua parte la pătrat este radical din 5 minus 2 de la pătrat. Și termenul din mijloc, minus 2ab din formula celebră. Deci,
revine la scrierea restrânsă a membrului stâng în felul următor. Este x pătrat minus radical din 5 minus 2 totul la pătrat. Deci minus radical din 5 plus 2 totul la pătrat. Este egal cu 0. Ori de aici rezultă în continuare că un număr la pătrat este 0 dacă x pătrat minus radical din 5 plus 2 este egal cu 0. Insistăm să izolăm pe x. X pătrat este egal cu radical din 5 minus 2. Am trecut în partea dreaptă cu semn schimbat. Radical din 5 minus 2 este o cantitate pozitivă, fapt pentru care ecuația particulară de gradul 2 la care am ajuns are soluții. De aici rezultă că x1, 2 este egal cu plus sau minus radical din 5 minus 2. Deci rezultă soluția, să scriem până la capăt, este formată din cele două valori, plus sau minus radical din 5 minus 2. Aceste două numere iraționale. Și acum să prezentăm și un alt stil de rezolvare a acestei ecuații, cu o mai multă pondere a atenției la începutul rezolvării unui exercițiu, am putea să apelăm la binomul sumă la pătrat mult mai rapid. Iată, în felul acesta, avem x pătrat minus radical din 5, mai întâi, totul la pătrat, păstrăm acest pătrat, plus, și aici vom aplica un artificiu de calcul, 2 ori linie de fracție, chiar fracția din prima paranteză, adică x pătrat minus radical din 5 supra 2. Am înmulțit cu 2 și am împărțit la 2 relativ la expresia x pătrat minus radical din 5. Plus 1 egal cu 0. Și aici, bineînțeles, că avem a plus b totul la pătrat. Într-adevăr, egal cu a pătrat plus 2ab plus b pătrat. Prima parte este x pătrat minus radical din 5 pe 2. Deci rezultă mai departe x pătrat minus radical din 5 supra 2 plus a doua parte la pătrat este 1, totul la pătrat egal cu 0. De aici conținutul din paranteză trebuie să fie egal cu 0, deci x pătrat minus radical din 5 supra 2 plus 1 egal cu 0. Insistăm, rezultăm mai departe, mulțim cu 2, x pătrat minus radical din 5 plus 2 egal cu 0, izolăm pe x pătrat egal cu radical din 5 minus 2, am trecut partea dreaptă cu semn schimbat, am ajuns exact la ceea ce am avut pe ultima sută de metri, să zicem, în rezolvarea anterioară. Rezultă de aici, să scriem acum până la final, să avem o redactare corectă și aici și până la capăt, x1,2 este egal cu plus minus radical din 5 minus radical din 5 minus 2. Și bineînțeles, soluția egală cu plus minus radical din 5 minus 2. Și iată că în felul acesta, cu un plus de atenție la început, am reușit o astfel de ecuație, să zicem atipică, să o rezolvăm chiar mai repede.